Tinerii care doresc o carieră de pompier au șansa ca până pe 6 august să se înscrie la cursurile singurei școlii de subofițeri de acest gen din România, Pavel Zăgănescu, din Boldeș-Scăieni. Avem admitere în instituția noastră, anul ăsta în perioada 7-15 septembrie este admiterea în instituție, 105 locuri la subofițeri și 25 la maiștri militari. Iar bineînțeles, chiar de săptămâna viitoare începem examenul de absolvire a unei noi promoții de subofițeri și maiștri militari pentru sistemul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cât și pentru Ministerul Afacerilor și Internelor. Practic, aici tinerii sunt învățați cum să acționeze în situațiile limită când trebuie să salveze vieți. Lăsați-vă un pic mai jos și aici să nu fie distanță. Da, apătare. Zmuciți pe roată brusc. Deci nu apăsați. Eu apăs, da. Brusc. Și papa. Haide. Tare. L-am salvat. Costume de protecție, aparatul de respirat, are anumite obstacole pe care le parcurg. Eu pus o cameră de fum, iese din labirint, urcă pe bandă, aleargă o jumătate de oră cu aparatul și cu costumul și aici își demonstrează capacitățile de a rezista în condiții de folosire a aparatelor de respirat. Elevii spun că au ales această școală pentru că le conferă siguranța locului de muncă. Pentru un serviciu bun, care se plătește bine, ce să fac? Momentele delicate, cum te simți, cum te comporți? Nu, n-am nicio exteriorizare așa deosebită, sunt foarte bine. Nu mi se pare nimic greu, fac față. Mi-am ales această meserie pentru că îmi place, vreau să ajut oamenii. Candidații declarați admis încheie un angajament prin care se obligă ca după absolvirea școlii să îndeplinească serviciul timp de minim 10 ani în unitățile în care vor fi încadrați sau mutați ulterior în raport cu nevoile MAI. De asemenea, se obligă să restituie cheltuielile de întreținere efectuate de MAI pe timpul școlarizării în cazul în care sunt îndepărtați din instituția de învățământ pentru lipsă de interes la învățătură sau pentru abateri disciplinare, ori încetează școlarizarea la cerere.